Bine v-am regăsit la cursuri. Am ajuns în sfârșit la cursul de curent alternativ. Dar ca să înțelegem proprietățile curentului alternativ, trebuie întâi să înțelegem cum poate fi produs un astfel de curent, iar pentru asta trebuie să înțelegem fenomenul de inducție electromagnetică. Acest fenomen va fi tema acestui curs. Atenție să nu confundați fenomenul de inducție electromagnetică cu inducția magnetică. Aceasta, din urmă, este o mărime fizică vectorială prin care descriem câmpul magnetic într-un punct. Am vorbit despre asta în videoclipul Efectele magnetic și fiziologic ale curentului electric. Găsiți linkul în descriere. De pildă, în acest desen puteți vedea inducția magnetică B la distanța R mic de un conductor prin care trece un curent cu intensitatea I. În anul 1820, deci mai bine de 200 de ani în urmă, fizicianul danez Hans Christian Ørsted a observat că în jurul unui conductor parcurs de curent electric apare un câmp magnetic, fenomen pe care azi îl numim efectul magnetic al curentului electric. Vă voi arăta un experiment echivalent în care curentul care trece printr-un conductor produce un câmp magnetic, iar acest câmp magnetic acționează asupra acului unei busole. Să vedem. Acesta este conductorul prin care va trece un curent electric produs de tensiunea pe care ne-o dă o baterie. În momentul în care închidem circuitul și trecem curent electric prin conductor, apare un câmp magnetic în jurul acestui conductor care mișcă acul busolei. Experimentul pe care tocmai l-ați văzut a fost primul experiment care a arătat că între fenomenele electrice și cele magnetice există o legătură. 11 ani mai târziu, după experimentul pe care l-a făcut Ørsted, Michael Faraday a observat un alt fenomen interesant și anume, puteți urmări desenul, dacă o baterie debitează un curent electric printr-o bobină, numită bobină inductoare, iar această bobină se mișcă față de altă bobină, numită bobină indusă, atunci în bobina indusă apare un curent electric pe care azi îl numim curent electric indus. Acest fenomen se numește inducție electromagnetică. Atenție, accentuez ceva foarte important. Doar dacă bobina inductoare este în mișcare față de bobina indusă, apare un curent electric indus. Dacă bobina inductoare este în repaus, nu se întâmplă nimic. Vă voi arăta acum fenomenul de inducție electromagnetică folosind în loc de bobina inductoare un magnet. Putem face acest lucru deoarece și în jurul unui magnet avem un câmp magnetic. În cazul unui magnet bară, chiar foarte asemănător ca formă cu cel din jurul unei bobine. După cum vedeți, am o bobină, care se numește chiar bobină de inducție, conectată la un aparat de măsură, la un galvanometru, care are vreo 60 de ani și l-am ales intenționat din trei motive. Primul este acela că are o scală mare, ușor de văzut. Al doilea este acela că are acul la mijlocul scalei, ceea ce înseamnă că nu trebuie să cunoaștem polaritatea tensiunii înainte de conectare, deoarece aparatul poate arăta atât valori pozitive ale tensiunii, cât și valori negative, adică acul se poate mișca atât într-o parte, cât și în cealaltă. În fine, în al treilea rând, am vrut să arăt că nu este nevoie de aparatură sofisticată și scumpă pentru a pune în evidență efecte fizice descoperite cu sute de ani în urmă. Ba chiar după părerea mea, din punct de vedere metodic,
Este bine ca aparatele folosite în acest scop să fie cât mai simple și mai asemănătoare cu cele folosite în momentul descoperirii efectelor despre care este vorba. Să vedem experimentul. Acesta este magnetul bară și în momentul în care îl introduc în bobină, puteți observa cum acul galvanometrului deviază, ceea ce înseamnă că a apărut un curent electric, deși n-am nicio sursă de energie electrică în circuit. Am doar o bobină, conductoarele de legătură și galvanometrul. Același lucru se întâmplă și când scot magnetul din bobină. Dar, de data asta, sensul în care se mișcă acul este opus sensului de mai înainte, ceea ce ne arată că acum curentul are sensul invers decât l-a avut prima dată. Să mai observăm o dată fenomenul. Curentul are un anumit sens când introduc magnetul și are alt sens când scot magnetul din bobină. Deci, deși nu există nicio sursă de energie electrică în circuitul format din bobină și galvanometru, acul galvanometrului ne arată apariția unui curent. Dar ca să producem un curent electric, este nevoie de energie. De unde vine această energie? Este foarte important de înțeles că în fenomenul de inducție electromagnetică, sursa de energie nu este energia câmpului magnetic din jurul unui magnet sau din jurul unei bobine. Dacă ar fi așa, fenomenul ar putea avea loc și dacă magnetul ar fi în repaus. Dar puteți observa că dacă magnetul este în repaus, nu se întâmplă nimic. Nu avem un curent electric, nu se produce energie electrică. În timpul inducției electromagnetice, ceea ce se transformă în energie electrică este energia cinetică a magnetului. Din această cauză, doar dacă el este în mișcare, se produce energie electrică și apare un curent electric. Deci atunci când mișc mâna și se mișcă și acul aparatului de măsură, ceea ce se întâmplă este că o parte a energiei cinetice a mâinii și a magnetului, care s-a mișcat și el odată cu mâna, ajunge la acul galvanometrului, dar printr-un lanț destul de lung de transformări energetice. Și anume, întâi energia mușchilor mâinii mele se transmite magnetului, adică mâna pune în mișcare magnetul. Apoi, energia cinetică a magnetului se transmite câmpului magnetic din jurul lui, care se pune și el în mișcare și își schimbă forma. Se deformează ca un resort. Deci când mișcăm magnetul, facem ceva foarte asemănător cu comprimarea unui resort. La un capăt producem comprimarea, iar la celălalt capăt, el poate pune în mișcare ceva prin forța elastică care a apărut în el. Apoi, mișcarea liniilor de câmp, ale câmpului magnetic, pune în mișcare electronii din bobină și apare un curent electric în circuitul alcătuit din bobină și galvanometru. Curentul electric produce prin efect magnetic un câmp magnetic în jurul acului galvanometrului și acest câmp magnetic pune în mișcare acul aparatului. Ceea ce s-a întâmplat este echivalent cu mișcarea acului prin intermediul unui obiect, de pildă cu ajutorul unui pix. Dacă n-ar fi sticla, atunci aș putea mișca acul cu ajutorul pixului, încolo și încoace. Dar nu pixul dă energia necesară mișcării acului. El este doar un intermediar. Așa cum energia necesară mișcării acului nu provine de la pix, ci de la mușchii mâinii mele, în cazul inducției electromagnetice, energia care mișcă acul nu provine de la câmpul magnetic, ci tot de la mușchii mâinii mele care mișcă magnetul. Și odată cu el mișcă și câmpul magnetic al acestuia. În concluzie, în fenomenul de inducție electromagnetică, ceea ce se transformă în energie electrică este energia cinetică a magnetului sau a bobinei inductoare, dacă folosim o bobină în loc de magnet, așa cum era în experimentul lui Faraday. Câmpul magnetic, fie că este al unui magnet, fie că este al unei bobine, este doar un intermediar în lanțul de transmisie a energiei de la mâna mea la acul galvanometrului. O mărime fizică
foarte importantă pentru fenomenul inducției electromagnetice este fluxul magnetic, notat cu litera Fi mare. Să ne imaginăm un câmp magnetic uniform, așa cum vedeți în desen, ale cărui linii de câmp fac un unghi cu o anumită suprafață de arie S. Să presupunem că acest câmp este caracterizat în fiecare punct de inducția magnetică B. Evident, dacă e un câmp uniform, înseamnă că are aceeași inducție în toate punctele lui. O suprafață poate fi descrisă atât ca arie, cât și ca orientare, cu ajutorul unui vector, numit vector suprafață, care este orientat perpendicular pe suprafață și are modulul proporțional cu aria suprafeței. Este vectorul notat cu S în desen. Fluxul magnetic se definește ca produsul scalar dintre vectorul inducție magnetică și vectorul suprafață, adică Fi este vectorul B înmulțit scalar cu vectorul suprafață, ceea ce înseamnă că se poate calcula cu formula B ori S ori cosinus de alfa, unde alfa este unghiul dintre cei doi vectori, adică dintre liniile de câmp și normala la suprafață. Din această relație putem găsi unitatea de măsură pentru flux în sistemul internațional. Va fi unitatea de măsură pentru inducție înmulțită cu unitatea de măsură pentru arie, adică va fi Tesla ori metru pătrat, care a primit numele de Weber. Deci un Weber înseamnă un Tesla înmulțit cu un metru pătrat. Vă rog să observați că fluxul are valori extreme atunci când măsura unghiului alfa este de forma K ori pi, unde K este 0, 1, 2 și așa mai departe, și are valoarea 0 atunci când măsura unghiului alfa este de forma 2K plus 1 pi pe 2. Veți vedea că această observație e foarte importantă atunci când vorbim despre producerea curentului alternativ. Ați văzut un experiment care demonstrează calitativ fenomenul de inducție electromagnetică. Acum a sosit timpul să vedem și descrierea teoretică, cantitativă a fenomenului. Cel care a descoperit legea inducției electromagnetice a fost Michael Faraday în anul 1831, așa cum v-am spus, cu 11 ani după experimentele lui Oersted. Legea lui Faraday, sau legea inducției electromagnetice, zice așa: într-un circuit electric, tensiunea electromotoare indusă este egală cu viteza de variație a fluxului magnetic prin acel circuit, luată cu semn schimbat. Dar ce este viteza de variație a fluxului? În general, de câte ori avem o schimbare sau un fenomen raportat la timp, putem vorbi despre un fel de viteză. De exemplu, unitatea de măsură bomboane pe oră ne poate arăta viteza cu care un copil mănâncă bomboane. Tot așa și raportul delta Fi, adică variația fluxului supra delta T, se numește viteza de variație a fluxului. Bineînțeles, dacă vorbim despre o valoare medie, atunci putem folosi această relație. Dacă vrem o valoare instantanee, atunci avem d Fi pe dt, ceea ce înseamnă același lucru, dar când delta T tinde la 0. Deci legea inducției electromagnetice, legea lui Faraday, spune că tensiunea electromotoare indusă este viteza de variație a fluxului, delta Fi pe delta T, luată cu semn schimbat. Și de aici putem găsi o altă unitate de măsură pentru flux, pentru că se vede că fluxul este E ori delta T,
ceea ce înseamnă că unitatea de măsură în sistemul internațional va fi volt ori secundă. Și ați văzut că unitatea de măsură pentru flux se numește Weber. Și Weberul este Tesla ori metru pătrat. Bineînțeles, asta înseamnă că ceea ce vedem aici trebuie să fie același lucru cu ceea ce vedem aici. Să vedem. Tesla înseamnă Newton pe amper ori metru înmulțit cu metru pătrat. Un metru se simplifică. Newton ori metru este unitate de măsură pentru energie, joule-ul. Deci avem joule pe amper. Dar energia unui curent electric se calculează prin produsul tensiunea ori intensitatea ori timpul. Deci ca unități de măsură volt, amper, secundă. Și supraamper, amperul se simplifică și într-adevăr vedem că cele două expresii pentru Weber sunt același lucru. Deci legea lui Faraday ne arată că dacă avem un circuit electric prin care avem un flux magnetic care variază, în circuit se induce o tensiune electromotoare E direct proporțională în modul cu viteza de variație a fluxului. Asta înseamnă că dacă vrem o tensiune mare, trebuie fie să avem o variație mare a fluxului magnetic, fie să producem o variație rapidă, adică delta T să fie mic. Formula ne mai arată că avem relațiile pe care le vedeți între modul de exprimare a unității de măsură pentru flux Weberul. Este foarte important să nu uitați că degeaba avem un flux magnetic. Nu apare o tensiune electromotoare. Trebuie să avem o variație a fluxului. De pildă, când magnetul stătea în bobină, aveam un flux magnetic prin bobină. Pentru că magnetul produce un câmp magnetic care are linii de câmp care intersectează conductorul din care este alcătuită bobina. Dar pentru că acest câmp magnetic nu își schimbă valoarea în timp, produce un flux magnetic constant și nu avem un fenomen de inducție electromagnetică. După cum veți vedea în cursul următor, la baza producerii curentului alternativ stă fenomenul de inducție electromagnetică, deoarece viteza de variație a fluxului, delta φ pe delta T, care este φ2 minus φ1 supra delta T, poate să fie pozitivă dacă φ2 este mai mare decât φ1, adică dacă fluxul crește, sau poate să fie negativă dacă φ2 este mai mic decât φ1, adică dacă fluxul scade. Ați văzut că atunci când magnetul intră în bobină, avem un curent de un anumit sens, și când magnetul iese, avem un curent de sens opus. Și asta se întâmplă tocmai pentru că atunci când magnetul intră în bobină, fluxul magnetic crește și variația delta φ pe delta T are un anumit semn pozitiv, dacă φ crește, iar când magnetul iese din bobină, fluxul magnetic scade și atunci variația lui are alt semn, ceea ce face ca și tensiunea indusă și deci și curentul indus să aibă o altă polaritate, tensiunea și curentul un alt sens. Asta înseamnă că dacă vom crea condiții ca fluxul să crească și să scadă periodic prin suprafața unui circuit, vom obține o tensiune electromotoare care își schimbă polaritatea și care produce un curent alternativ. Dar asta vom vedea în cursul următor.
La revedere!